Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi este data de 27 august, o zi deosebită pentru noi. 30 de ani urmă, noi, cetățeni Republicii Moldova, ne-am căpătat independența. Erau niște așteptări mari atunci, erau niște speranțe foarte mari. Ce s-a întâmplat în 30 de ani de zile? Ce avem noi în această perioadă? Despre aceasta vreau astăzi discutăm la cea de-a 18-a ediție a analizelor economice, un proiect comun, IDIS Viitor și Privesc Eu. Celelalte ediții le puteți urmări fie pe pagina Privesc Eu, fie pe pagina IDIS Viitor sau pe pagina mea ioniță.md. 30 de ani, ce a fost atunci, ce avem acum, cum am putea să ne comparăm, cum am putea să ne teleportăm în timp, să vedem cum s-a schimbat țara în acești 30 de ani de zile și ce s-a întâmplat. Multe pot fi vorbite, cred că zilele acestea se vor da foarte multe comentarii. Am decis să mă opresc la 10 lucruri care, după mine, descriu un tablou destul de clar ce s-a întâmplat în Moldova în toată această perioadă. Dar înainte de a începe discuția propriu-zis, vreau să spun un singur lucru. Există o teorie, după mine, proastă la noi, prin care se spune că, uite, din cauza că am devenit independența, am devenit săraci. Nu, lucrurile stau exact invers. Din cauza prăbușirii sistemului sovietic, din cauza prăbușirii economiei sovietice, noi ne-am căpătat independența pe ruinele unui stat falimentat. Atunci, în naivitate, noi credeam că avem industrie, avem agricultură, de fapt, viața a demonstrat că nu avem nimic. Ca să vă creați o impresie despre ce vorbim noi. Poate proprietățile care au fost privatizate, părinții noștri care au lucrat ani de zile și au primit acele bunuri. Și acum când o bătrânică vine la mine și îmi spune, uitați-vă, ce pot eu face cu bunurile acestea? Mie mi-e rușine să spun că toate bunurile care le avem noi acum, cireta a mai fost furată, a mai fost delapidat de proprietățile privatizate, dar toate aceste proprietăți valorează mai puțin decât transferul timp de 2 săptămâni care le trimită rudele noastre de peste hotare. Deci toată moștenirea sovietică se încadrează în 2 săptămâni de remitență. Dar haideți să trecem acum să vedem câteva aspecte legate de ce s-a întâmplat în 30 de ani de zile. După mine, cel mai important aspect care pune noata tuturor guvernărilor, dacă cineva mă întreabă, domnule Niță, cum ați apreciat guvernarea în Republica Moldova, nu actuală, dar toate 30 de ani de zile, ce s-a întâmplat în 30 de ani de zile, eu cred că am un singur răspuns. Un singur grafic răspunde la toate întrebările. Graficul acesta este populația. Deci prima la ce aș vrea să mă opresc, populația Republicii Moldova, eu am inclus aici populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Dacă vă interesează detalii privind populația, ce s-a întâmplat, migrația, scăderea naturală, migrația definitivă, că noi avem oameni care au plecat pentru totdeauna din Republica Moldova, oameni care au plecat temporar, găsiți în analizele mele mai de mult unde veți vedea toate detalii. În anul 1991, când ne-am căpătat independența, noi eram 4.335.000. Cred că eram ceva mai mulți, mai sunt decât vreo 70.000 de oameni care erau pe teritoriul nostru, cei din stânga Nistrului consider că erau cetățenii noștri. Eu mă opresc la cifra aceasta, unde cât de cât este una de consens. În prezent, noi suntem 2.900.000 pe ambele maluri ale Nistrului. În stânga Nistrului 300.000, pe dreapta Nistrului 2.600.000. Restul, fie au plecat definitiv, fie a scăzut numărul populației, că noi avem deja de câțiva ani de zile o tendință negativă să nasc mai puțin decât mor, fie sunt peste hotarele țării. Dacă mă întrebați despre ce s-a întâmplat în 30 de ani de zile, care este calitatea guvernării, răspunsul meu este simplu. Cei 1,4 milioane de oameni care au plecat din țară ne dă răspunsul cum s-a guvernat această țară. Nu mai găsiți în Europa o altă țară unde avem un număr atât de mare de oameni plecați. Vreau să vă mai spun încă o cifră tristă. Din acestea 2.900.000, puteți să mai scoateți încă cel puțin 250.000. Cine sunt aceștia care pleacă temporar pe câteva luni de zile? Cei din stânga Nistrului avem cel puțin vreo 50.000. Deci populația reală care este în stânga Nistrului cred că nu depășește 250.000 de oameni. Că sunt 300.000 care stau cât de cât acasă, dar vreo 50.000 s-au întotdeauna peste hotare. Și în dreapta Nistrului suntem 2.600.000, dar cred că vreo 200.000 tot se află peste hotare. Și de aceea, în realitate, suntem cred că vreo 2.400.000. De aceea, foarte liber puteți la aceste 1.430.000 să mi-i adăugați încă 250.000 și avem 1.700.000 de oameni care nu sunt cu noi. Deci asta este nota pe care o dau cetățenii noștri. După populație, cred că următorul lucru la care ar trebui să ne oprim este salariații. Câți lucrau atunci, câți lucrează acum? Dacă vă uitați atent, aici trebuie să spun un lucru și îl vom repeta de multe ori. Din păcate, în Republica Moldova s-a întâmplat un lucru foarte straniu, care cred că trebuie elucidat. La noi statistica, începând cu 95 încolo, a dispărut. Deci noi nu avem statistică. Din 96 puteți găsi date statistice. Până în 96, practic, este imposibil să găsești. În acest motiv, eu operez cu diferite surse de informație, cu estimări și cred că noi, în anul 1991, eram undeva 1.560.000 de oameni lucrau. Aici sunt doar pe malul dreptanistului. Malul stânga nu l-am luat, deoarece ca să putem compara datele. La ziua
de astăzi. În Republica Moldova avem circa 600.000 de angajați. Când veți vedea cifra că sunt 730.000 și utilizează autoritățile, eu voi explica care este diferența. 730.000 de oameni ăștia sunt cei care zic la lucru. Numai că unii nu lucrează sau nu lucrează cu normă de plină sau lucrează doar câteva luni pe an sau s-au angajat, au lucrat o lună și a plecat. Noi când vorbim de 605.000, vorbim de 605.000 de locuri de muncă complet utilizate. Deci avem 605.000 de lucrători. Celelalte cifre care le vedeți sunt niște cifre care toți sunt bune, de el nu reflectă starea reală a lucrurilor. De aceea noi, să știți că avem doar 600.000 de angajați. Atunci avem 1.560.000. Dar în acest 1.560.000, trebuie să vă uitați jos, erau 360.000 de așa numiți colhoznici. Uniunea Sovietică a încercat pe unii să-i facă muncitori, erau și foarte mulți din agricultori care erau porecliți muncitori, dar aveam 360.000 de colhoznici. Și apoi, dacă vă uitați, toată drama s-a întâmplat de fapt în 10 ani de zile. În anul 2001, la 10 ani de independență, la noi din 1.560.000 de oameni lucrau doar 690.000. Dacă observați după aceasta, timp de 20 de ani de zile, practic nu s-a schimbat deloc numărul lucrătorilor, așa cum mici schimbări, dar toată drama s-a petrecut în primii 10 ani de zile și de aici răspunsul de ce a avut loc toată migrația. Dacă vă uitați la această populație, la cei 360.000 de oameni din colhozuri, mai adăugați încă 350.000 care au scăzut din 96 până în 2001, oameni care lucrau în agricultură. De fapt, ce s-a întâmplat? Oameni din sate erau ocupați, aveau ocupații, nu vreau să etichetez, să spunem așa, cu eficiență economică foarte dubioasă, eficiența lor economică era foarte redus. Cât era Uniunea Sovietică, cumva ei supraviețeau. Când a devenit independent, s-a demonstrat că, de fapt, oamenii în sate nu au de lucru. Și, de fapt, mare migrație s-a început din sate, din simplu motiv că, imaginați-vă, că ai 800.000 de oameni din sate preponderent care s-au trezit că n-au de lucru. 800.000, deci 800.000 de oameni pur și simplu nu avea nimeni nevoie de ei. La noi, de fapt, voi vorbi ceva mai târziu despre agricultură, veți vedea ce s-a întâmplat în agricultură, adevărată dramă. Printre alte subiecte agriculturii, cred că voi analiza într-o emisiune separat, să vedem ce se întâmplă noi în agricultură. Aici, scurt pe doi, din 1.000.000 și aproape 600.000 de oameni, la noi 1.000.000 de oameni au fost scoși din câmpul muncii. Deci acest 1.000.000 de oameni care nu se regăsesc în structura de angajare în Republica Moldova, îi găsim absolut toți psihotarele țării. Nu aveam nicio șansă. Deci economia noastră nu avea capacitate și nu știa ce să fac cu dânșii. Economia noastră până în ziua de astăzi nu știe ce să fac cu ei. Deci noi nu avem ce face cu acești oameni. Ca să vă răspund la întrebare de câți oameni avem nevoie, de câți bani avem nevoie, un loc de muncă normal performant la care ar veni un om costă undeva 150.000 de dolari. La 1.000.000 de oameni care sunt psihotare, aproximativ acest 150.000 de dolari, trebuie 150 de miliarde de dolari ca să poți crea locuri de muncă, ca să aduce înapoi acasă. Vă dați seama că este o misiune aproape imposibilă. Dar cert este una, economia noastră nu știa ce fac cu ei. Toată drama s-a întâmplat în 10 ani de zile. Din 91 până în 2001, noi, de fapt, am scos din câmpul muncii 1.000.000 de oameni și acești oameni au fost nevoiți să-și ia lumea în cap să plece de peste hotarele țării. Salariile și pensiile. Aș vrea următorul lucru să mă opresc. Ce era salariile și pensiile? Ca să vă fie foarte clar, din graficul care îl aveți, ca să fie foarte clar, eu am convertit salariile și pensiile la leu din ziua de astăzi, ca să putem compara, că este foarte greu să compari, spre exemplu, în anul 93, salariul mediu în Republica Moldova era 31 de lei. Cu o bancnotă de 50 de lei, dădeai salariul pe 2 luni de zile. Cu o bancnotă de 100 de lei, dădeai pe 3 luni de zile. Deci vă dați seama că e foarte greu să compari 31 de lei din 91, din 93 cu banii aceștia. În 91, când eram independent, salariul era 434 de ruble. Și era rublu atunci, nu mai era nimic. Deci eu am convertit-o printr-un mecanism despre care, separat, cine dorește, poate să găsească la mine, descriu foarte mult cât era salariul. Și aici vreau să vă uitați atent. În anul 91, când eram independent, salariul mediu în Moldova era 1.900 de lei. Ce s-a întâmplat? De fapt, independența noastră am primit o piruinare sistemului sovietic. Salariul maxim, comparabil cu ziua de astăzi, era ajuns în 85. Deci salariul unui cetățean al Republicii Moldova în 85 era echivalentul la 6.000 de lei, aproximativ 6.000 de lei la ziua de astăzi. După aceasta s-a început criza și 90, 89, 90, 91, în special, s-a început prăbușirea veniturilor oamenilor. Până la momentul independenței au scăzut de 3 ori față de ceea ce erau de prinși. Vă imaginați, timp de
Zeci de ani de zile oamenii trăiau într-o stabilitate, credeau că lucrurile merg bine și într-o zi se ruinează tot. Venitul lor scade 3 ori. Și dacă vă uitați atent, venitul lor reale, timp de 10 ani au rămas neschimbate, de la 1900 lei până la 2200. 10 ani de zile. Parcă a fost ceva în 97, o ușoară speranță că lucrurile cresc, în 98 criza din Rusia ne-a prăbușit tot. Dacă vreți să răspundeți la întrebarea din ce cauză au plecat oamenii din țara noastră, răspunsul este 91-2001. Deci un sistem ruinat, un sistem prăbușit, un sistem care nu avea nici o șansă să fie revigorat, n-aveai cum. Noi am moștenit o agricultură care nu puteai face nimic cu ea, noi am moștenit o industrie care nu era industrie, uitați dacă ai posibilitatea să faci o fabrică, în naivitatea noastră. Asta credeam că niște oameni săraci pot lua o fabrică falimentară să o pui pe picioare. Deci asta este o naivitate acum din perspectiva la 30 de ani. Uităm și zâmbim, dar atunci oamenii sincer credeau că uite, o să iei o fabrică și o să o pui pe picioare. Nu era posibil să o pui. Și atunci 10 ani de zile de sărăcie totală e determinat pe oameni să plece. Deci 10 ani de zile oamenii simți că nu există nicio speranță. 10 ani de zile, imaginați-vă că trebuie să supraviețuiești cu 2000 de lei pe lună. Deci dumneavoastră știți ce înseamnă 2000 de lei. Nu faci nimic. Deci asta și nu făceau. Părinții, întrebați părinții voștri, întrebați buniei, întrebați cei mai în vârstă, ei vor spune cum a fost 91-2000. Dar, pe lângă cei cu salariu, vreau să vă uitați în mod special la pensionari. Pensionarii 91 aveau, de fapt, o situație proastă, dar nu atât de proastă. Pensia lor era cam 1050 de lei în ziua de astăzi, sau în 92, că am datele doar pe 92, pensia era 62% din salariu. Dacă ar fi în prezent pensia 62% din salariu, atunci în prezent un pensionar ar trebui să aibă cam 6000 de lei pensia. Nu avem așa ceva. După aceasta, dacă la ceilalți oameni salariile au rămas relativ egale, deci au rămas 1900, la pensionari situația s-a înrăutățit dramatic. În anul 2001, la 10 ani de independență, pensia reală a scăzut de 2 ori față de scăderea care a fost în 91. Deci pensionarii noștri, timp de 10 ani de zile de la declararea independență, deci pentru bătrâni, toată independența se asociază cu înrăutățirea continuă a vieții lor. Deci viața lor s-a înrăutățit timp de 10 ani de zile. În 2001 pensia era echivalentul la 570 de lei. În prezent, pensionarii o duc foarte rău. Au o pensie circa de 2000 de lei și asta este foarte rău. Este o drama noastră. Dar imaginați-vă cum îi supraviețuiești cu 570 de lei. Calculat la ziua de astăzi. Deci, practic, nu aveai ce face. Asta ar însemna sărăcie total, asta ar însemna plecarea oamenilor și asta, de fapt, datorită plecării oamenilor s-au rezolvat problemele. Veniturile populației. Este un lucru despre care n-am vorbit niciodată. Sunt două aspecte despre care noi care vorbesc. Cât câștigă cetățenii noștri timp de ani de zile? În prezent, cetățenii Republicii Moldova câștigă timp de ani de zile 155 de miliarde de lei. Fiți atenți, nu-i toată suma. Încă un lucru care nu l-am introdus, n-am introdus câștigul din darea închiriei apartamentelor și spațiilor comerciale, care aduc cel puțin 10 miliarde de lei suplimentar. Altfel spus, în prezent, la ziua de astăzi, cetățenii noștri câștigă, de fapt, cel puțin 165 de miliarde de lei, sumă care urmează încă să mai lucreze la metoda de evaluare a veniturilor acestea. Ce câștigă la noi în prezent moldoveni? Astea sunt salariile, astea sunt pensiile, astea sunt banii care primesc cetățenii noștri de pe scotare, ăștia sunt banii pe care cetățenii noștri câștigă în economie neformală, nu vă spune ilegală. Deci oamenii noștri lucrează, au agricultură pe lângă casă, oamenii lucrează, în total toți banii pe care îi câștigă societatea noastră timp de ani de zile se ridică la 155 de miliarde de lei, fără darea închiria apartamentelor, care este o piață nouă și dezvolt foarte puternic, despre aceasta vă vorbim separat, care mai aduce cel puțin 10 miliarde de lei. Ce a fost în 91? În 91, de fapt, veniturile oamenilor erau foarte reduse. Da, leu de atunci, eu am pus 91, era ruble, de ca să fie comparabil, am luat în comparație cu leu din 93, când a fost introdus. Deci cam 1 miliard de lei erau pe vremea aceea. Dacă ținem cont că valoarea lui era cu mult mai mare, oricum ne ridicăm undeva la 4 miliarde de lei. Deci cam 4 miliarde de lei, poate ceva mai mult. Era o sumă foarte micuță, din ce cauză? Cu oamenii aveau salarii care nu erau din nimic, oamenii aveau pensii care nu erau nimic și în principiu oamenii nu prea aveau cu ce lucra. De aceea, la noi vorbit despre aceea, cât nu ne-am nemulțumit, dar în prezent veniturile oamenilor sunt incomparabile cu ceea ce a fost chiar acum 5 ani urmă. Dacă vă uitați cu 5 ani urmă, venitul cetățenilor noștri era undeva la 95 de miliarde de lei. În 5 ani de zile, veniturile oamenilor, nominal, evident, în valoare reală, nu au crescut atât de tare, dar veniturile oamenilor, nominal, practic s-a dublat în 5 ani de zile. Următorul lucru. Averea moldovenilor, veniturile astea cât câștigă pe anual, dar ce au moldovenii?
Este un indicator pe care l-am mai publicat, l-am îmbunătățit calcularea lui. Deci ce are, ce este averea? Averea unui om se formează în felul următor. Casele de locuit care le are el și pentru aceasta este averea de bază. Al doilea sunt clădirile comerciale pe care oamenii le au în posesie, terenurile agricole care sunt proprietate privată, banii care îi deținem oamenii noștri în bănci și alte, cam aici sunt toate activele oamenilor. În prezent, la ziua de astăzi, toată averea noastră este 41 de miliarde de dolari. Deci tot ce au cetățenii Republicii Moldova, deci noi ca persoane fizice, nu statul, dar cetățenii noștri au avere de 41 de miliarde de dolari, dintre care aproape 30 de miliarde sunt, este valoarea locuințelor și spațiilor comerciale. De fapt, în Republica Moldova, ca și în restul lumii, 70% din toată averea noastră este casa de locuit. Deci tot ce avem noi este casa de locuit și dacă ne uităm 41 de miliarde de dolari și împărțim la toată populația noastră care sunt în prezent, fiind în țară peste hotare, vedem că averea pe cap de locuitor este cam 12.000 de dolari. Deci asta este casa care avem noi, banii la bancă, dacă mai avem vreo proprietate și terenurile agricole. În anul 91, toată averea noastră era cam 1,4 miliarde de dolari. Din ce așa era? Terenurile nu erau proprietatea noastră, clădiri oamenii nu aveau, bani la bancă, deja știți dumneavoastră, nu erau nimic, iar apartamentele în sate, casele erau private, iar în Chișinău undeva 40% din locuințe erau private, restul erau proprietatea statului. Procesul de privatizare a urmat și dumneavoastră vedeți deja în 2006, în 96-2001, crește brusc averea, dar crește din contul privatizărilor, cu oamenii au devenit proprietari, fie terenuri, fie la casele de locuințe. Dar cea mai mare creștere a fost asigurată prin faptul că crearea mecanismelor de piață a dus la ceea că valoarea bunurilor, care nu costau nimic în acea perioadă, o casă costa câteva sute de dolari, poate câteva mii de dolari, un apartament în Chișinău costa 2-3 mii de dolari, piața a făcut aceea că această bunuri să crească valoarea. Vă dau un singur exemplu, locuitorii municipiului Chișinău în acest an avem o creștere fără precedent a prețurilor, voi face o ediție specială, avem 20% creșterea locuințelor municipiului Chișinău, de rezultat locuitorii municipiului Chișinău timp de ani de zile au devenit 4 miliarde de dolari mai bogați, din simplu motiv că valoarea imobilului lor a crescut în preț cu 20%. Deci economia de piață îți face bogăția ta să fie mai scumpă și cum ați spune, dar ce treabă am eu dacă am o locuință, dar nu o vând? Da, dumneavoastră mă vindeți, o puteți angaja la bancă, dumneavoastră aveți un activ financiar pe care o puteți utiliza. În prezent, toată averea noastră este de 41 de miliarde de dolari și asta este un lucru bun. Deci averea noastră, într-adevăr, a crescut. Noi am devenit mai bogați. Știu că ne întristăm, știu că spunem multe lucruri, dar datorită faptului că suntem proprietari, datorită faptului că terenul sunt a noastră, datorită faptului că casele sunt a noastră, datorită faptului că avem mecanisme economiei de piață unde valoarea bunurilor a crescut, noi în prezent suntem mai bogați de 30 de ori decât a fost acum 30 de ani în urmă. Și încă câteva aspecte, cu asta finalizez, timpul este trece repede, dar cred că la ziua de independență se merită să vorbim mai mult. Producția industrială. Noi avem producția industrială pentru anul 96, pentru anul 91, după cum am spus, Republica Moldova nu există date, de aceea sunt nevoie să le estimez. Deci în anul 96, producția industrială era de 45 de miliarde de lei, 4,7 miliarde de lei, la ziua de astăzi, dacă am recalculat, ar fi cam 45-46 de miliarde de lei. În anul 91, estimez că producția industrială, sau tot ce lucra în industrie noastră, era 61 de miliarde de lei, 65 de miliarde de lei. Și uitați-vă, până în 2001, deci toată ce s-a întâmplat în Republica Moldova, toată drama noastră, plecarea populația, sărăcirea populației, distrugerea economiei a avut loc până în 2001. De la 65 am scăzut până la 40 de miliarde. De fapt, se închideau fabricile, nu produceau, lucrau cu termen redus și după aceasta a avut loc o recuperare care s-a stabilizat cam până în 2011, iar din 2011 toată creșterea, noi am crescut de la 34 la 70 de miliarde de lei, sau dublu, deci la noi în 10 ani de zile s-a dublat volumul producției industriale, în valori reale nu este atât de mult, a crescut ceva mai puțin, dar în valori nominale, volumul producției industriale în 10 ani de zile s-a dublat. Este o creștere fără precedent și lucrul acesta este datorează în mod special investițiilor străine care au venit în Republica Moldova. Deci tot ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani de zile, dacă vă uitați, noi în 10 ani de zile am recuperat practic căderea din perioada de la independență, din primii 10 ani de zile de independență, dacă vă uitați în ultimii 10 ani de zile, noi acum, în 2018 și undeva, noi am depășit nivelul care a fost în Uniunea Sovietică și acest lucru se datorează în special investițiilor străine care a animat cumva economia noastră, iar cu industria noastră, ceva care a fost tradițională, practic,
nu mai poți face nimic. În prezent, volumul producției industriale în Republica Moldova a ajuns 70 de miliarde de lei, ceea ce este aproape de două ori mai mult în valori reale decât în 2001, acum 20 de ani. Producția agricolă. La producția agricolă situația este ceva mai dramatică. Ca să vă fie clar despre ce vorbim noi, eu am transformat producția agricolă globală din rublile rusești. Lei moldovenești am transformat în lei anului 2020. Dacă vă uitați atent, maxim am avut în 85 când volumul producției agricole globale a fost 55%. După aceasta avem o prăbușire până în 2000, până la 25 de miliarde lei sau de două ori. De fapt, la noi producția agricolă reală s-a redus de două ori până în 2000. După aceasta am avut o stabilitate până în 2020. Anul acesta avem o ușoară creștere. De fapt, ce am avut? În 2019 am avut o creștere, însă să nu uităm, în 2018-2019 am avut creștere. După aceasta am avut criza din 2020, seceta, în mod special, care ne-a dus în jos și acum avem o recuperare. Anul acesta vom avea, cred că, 35 de miliarde de lei, ceea ce este cu mult mai puțin decât a fost recordul în Republica Moldova, dar este mai mult decât a fost timp de 10 ani de zile. Ce s-a întâmplat în producția agricolă? În perioada sovietică, 95% din toată producția agricolă era producția gospodăriilor. Persoanele fizice aveau mici gospodării lângă casă, producția agricolă era foarte micuță. După destrămarea Uniunii Sovietice, s-a destrămat absolut sistemul agroalimentar și la noi producția agricolă s-a prăbușit. Dacă în timpul Uniunii Sovietice producția agricolă era undeva 45 de miliarde de lei la ziua de astăzi în companie, în gospodăriile agricole, s-a prăbușit până la 15 miliarde de lei. A scăzut de trei ori. Tot ce a permis compenseze parțial ruinarea gospodăriilor agricole a fost gospodării individuale care au crescut cumva, dar aceasta nu era agricultură, era agricultură de subsistență. Tot ce făceau agricultorii, deci asta nu era să trăiești, nu era nimic, era să existi. Deci toată această gospodărie individuală, dacă vă aduceți aminte, 2001 chiar, până în prezent, gospodăriile individuale în cel mai mare parte sunt niște gospodării de subsistență, de supraviețuire și nu este activitate economic propriu-zisă. Noi doar în ultimii 10 ani de zile, inclusiv datorită investițiilor statului, datorită subvențiilor, datorită unor politici corecte, datorită sprijinul care am primit din partea Statelor Unite cu sistemele de irigare, la noi au început să dezvolte gospodăriile agricole care încep să-și ia rolul pe care l-au avut cândva. Gospodăria individuală trebuie să fie, dar cu ea nu poți face economie. Despre agricultură, cred că voi vorbi într-o emisiune separată unde voi povesti tot ce am trecut noi în agricultură, cum noi de fapt s-a ruinat sistemul și cum noi acum pe un sistem ruinat încercăm să creăm un nou sistem agricol care până ce în Republica Moldova, din păcate, nu există. Din acest motiv, producția agricolă în Republica Moldova este aproape de două ori mai mică decât am avut-o cândva. Și ultimele două, speranța la viață. Cât n-ar fi de straniu în toată această zbucimeală, la noi, timp de 10 ani de zile, speranța la viață a fost una foarte redusă, este legată și de calitatea proastă a vieții. Uitați-vă, în 96 chiar speranța la viață la noi s-a redus, de fapt durata mie de vieță, nu speranța la viață, corect este durata mie de vieță, că este tot alt indicator. Deci durata mie de vieță chiar s-a redus, viața era foarte precară. Însă în prezent, datorită îmbunătățirii medicinii, datorită îmbunătățirii calității vieții, trebuie să o spunem, totuși s-a îmbunătățit, la noi, în prezent, cetățenii noștri trăiesc cu 5 ani mai mult decât la momentul declarării independenței. Deci peste 30 de ani de zile de la independență, cetățenii noștri în prezent trăiesc cu 5 ani mai mult, noi ne bucurăm de bunei noștri cu 5 ani mai mult, noi îi vedem în viață, ei își văd nepoții și lucrul acesta este de fapt un lucru benefic. Penultimul lucru la care aș vrea să atrag atenția este unul și comic și trist și vesel și bucuros. Autoturisme. Deci unicul lucru unde mergem noi, ne avântăm foarte rapid să ajungem nivelul european, este autoturisme. În anul 1991, în Republica Moldova, erau circa 165.000 de autoturisme, toate știți modelul sovietic, acum nu mai vezi în Republica Moldova astfel de autoturisme, ele au dispărut și bine că au dispărut. Iar astăzi noi avem 695.000 de autoturisme. Dacă în anul 91 la 1000 de locuitori erau 45 de autoturisme, atunci în prezent la 1000 de locuitori sunt 270 de autoturisme sau de 6 ori mai mult. Practic, noi după acest indicator suntem la jumătate din nivel european. Cei care cred că în Moldova sunt foarte multe mașini, vă pot spune, drama încă urmează. Număr de mașini urmează să crească de două ori, deoarece media europeană este undeva 500-600 de autoturisme de la 1000 de locuitori și aici stabilizează. Noi suntem la 270, creștem foarte rapid, dacă la indicator nu creștem, asta creștem. Problema noastră este altul, număr de autoturisme.
turismului crește, iar numărul de străzi nu crește. La noi, în timp de 30 de ani de zile, numărul drumurilor în Republica Moldova a rămas aproape intact. Și pe final, 30 de ani. 30 de ani au trecut, am dat un mic tablou la ce s-a întâmplat în această perioadă, sper că a fost un tablou destul de clar, și ar vrea să mă opresc la 5 ramuri noi ale economiei care au apărut în această perioadă. Unul nu a apărut, dar oricum este destul de important. 5 ramuri ale economiei care ne asigură 50% din exporturile noastre. Deci, Republica Moldova, când spun de exporturi, să nu uităm că noi avem circa, în mediu, am avut perioada de criză când am avut mai puțin, dar în mediu noi exportăm de 2,7 miliarde dolari bunuri și de 1,3 miliarde dolari servicii. În total, exporturile noastre sunt cam 4 miliarde de dolari la ziua de astăzi. Întrebarea este, ce exportă Republica Moldova? Deci, în tot ce exportăm noi, de fapt, 50% sunt ramurile noi care nu existau în perioada sovietică, sunt născute în perioada noastră de independență. Avem 5 ramuri care s-au născut și au crescut în perioada de independență. Prima este industria automotivă. Este una dintre cele mai tineri ramuri în Republica Moldova, are cam 10 ani de zile. 10 ani în urmă, Republica Moldova nu avea automotive, era zero. De fapt, această ramură ne asigură locuri de muncă, această ramură ne asigură investiții, această ramură ne asigură creșterea producției industriale și această ramură ne asigură exportul de circa 600 de milioane de dolari cu un potențial de creștere destul de mare. Am avut anul trecut o scădere, anul acesta suntem într-o perioadă nu prea bună, dar în realitate avem 600 de milioane de dolari, este cea mai mare ramură care a apărut acum 10 ani de zile, care în Republica Moldova nu era. A doua este cereale și oleaginoase. Da, noi în agricultură am fost foarte buni, noi în agricultură am exportat totdeauna, noi am exportat fructe, legume, dar în ultimii ani avem o situație foarte clară când volumul exportului de cereale, de fapt semințoase, tot ce crește semințe în pământul nostru, am ajuns la 500 de milioane de dolari exportul. Este cea mai a doua ramură ca importanță de export. Anul acesta avem o recoltă fără precedent în Republica Moldova. Important este ca și agricultorii noștri să beneficieze, dar nu monopoliști. Rolul statul este ca agricultorii să beneficieze de conjunctura bună, prețurile internaționale sunt foarte bune, producția este foarte mare, mare importantă că nu monopoliștii să iei profitul, dar să iei agricultorii noștri. Al treilea ramură, care în timpul Uniunii Sovietice din considerente clare nu era, este transportul internațional. Transportul internațional de pasageri și mărfuri anul trecut a trecut printr-o dramă total, scăderea a fost de 2 ori. Anul acesta situația tot este proastă. Dar în realitate, această ramură, care este națională, care sunt cetățenii noștri, avem 450 de milioane de dolari exporturi. A patra ramură, născută tot, practic, în ultimii 15 ani, dar în realitate, avântul a luat 10 ani în urmă, este servicii IT. Anul acesta, cred că la volumul de servicii IT, avem 300 de milioane de dolari exporturi și această ramură, cred că tinde să devină cea mai importantă ramură. Deci aici, de fapt, tot ce exportă Republica Moldova este rezultatul muncii intelectuale. Deci este ceva important. Și ultimul, nu este mare, dar este importantă. În ultimii ani de zile, Republica Moldova se dezvoltă destul de bine și eu sugerez guvernul să atragă o atenție extrem de mare aceste ramuri, se exportă de servicii educaționale și medicale. Republica Moldova este deja o platformă unde străinii vin și învață și unde vin oameni din străinătate să se lecuiască. Avem la educație undeva 60 de milioane de dolari și la medicină 20 de milioane de dolari. Ceea ce poate face Republica Moldova să dezvolte acest sector al nostru și deoarece este servicii, dacă în domeniul bunurilor, noi nu prea avem, noi nu avem minereuri, nu avem nimic, cât privește intelect, încă mai este în Republica Moldova. Deci, dacă vă uitați foarte atent, din aceste 5 ramuri, 3 sunt de fapt, 3 sunt din servicii, dintre care 2 sunt rezultatul muncii intelectuale. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Încă o dată vă felicit cu 30 de ani la independență și sper că o scurtă trecere în revistă la ceea ce s-a întâmplat în 30 de ani în Republica Moldova. Sunt doar câteva elemente, lucruri sunt cu mult mai interesante. Vă faceți o scurtă imagine ce s-a întâmplat în Republica Moldova în 30 de ani de zile, ce țară am moștenit noi și unde am ajuns noi la ziua de astăzi. Vă doresc tot cel bune, sărbători fericite, vă felicit încă o dată cu ziua independență și cu ziua limbii române. Până data viitoare!